Președintele Consiliului Județean împreună cu primarul Comunei Merei au împărțit aseară la Monteoru primele cadouri de Moș Nicolae. Avem o obligație față de cine? De Moș Nicolae, na, mâine e o mare sărbătoare. Cred că toți v-ați pregătit ghetuțele, nu-i așa? Și cu această ocazie, practic, în Comuna Merei și în stațiunea Sărata Monteoru, care aparține de Comuna Merei, împreună aici, că l-am în dreapta mea pe domnul primar al comunei dumneavoastră, am venit și cu domnul secretar al Consiliului Județean, cu domnul director al ADI Monteoru, domnul Chiru, care este aici alături de noi și ne ajută în fiecare zi, practic începând din această seară, nu, se declanșează cea mai frumoasă lună din an, luna cadourilor și a sărbătorilor de iarnă. Împreună cu copiii care au venit la bradul de Crăciun din noul parc al stațiunii, aceștia au numărat ultimele secunde până la aprinderea iluminatului festiv. Să începem deci cu cei cu iluminatul festiv și cu bradul pe care l-am adus noi, dat de către Moș Nicolae și Moș Crăciun și, bineînțeles, iluminatul festiv. Și dacă vreți voi, că voi aveți mai multă forță, că de-aia sunteți tineri, nu-i așa? Și voi sunteți prezentul și viitorul, nu numai acestei comunități. Eu cred că într-o zi voi vă prelua destinele acestei țări, este normal și firesc să fie așa. Hai să numărăm împreună, să vedem dacă am fost cuminți și când ajungem la zero să aprind luminile. Deci începem de la cea mai frumoasă cifră, nu 10, cred că toți aveți 10 la școală sau FBN, nu-i așa, dacă sunteți în clasele mici. Hai să încercăm să numărăm împreună. Deci, da? Deci 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Vai, uite ce frumos, deci înseamnă că ați fost cuminți. Elevii școlii gimnaziale din Merei au susținut apoi un mic recital de colinde și cântece de iarnă, după care toți cei prezenți au numărat încă o dată secundele pentru a da startul unui impresionant foc de artificii. Copiii nu și-au putut dezlipi privirile de la cerul străluminat de focuri bengale, la fel cu cei maturi cărora frumusețea momentului le-a smuls exclamații de uimire. De 3 ani, startul sărbătorilor de iarnă se dă la Monteoru și se dorește ca întâlnirea cu Moș Nicolae să se transforme într-o tradiție. Suntem la a 3-a ediție, împreună cu Consiliul Județean și Asociația ADI Sărata Monteoru. Vrem ca în fiecare an de sărbători să aducem copii în acest parc frumos din stațiune
și să ne bucurăm. La noi a devenit practic o tradiție ca în fiecare an în preajma Sfântului Nicolae, imediat după Ziua Națională a României, Marea Sărbătoare a Românilor de la 1 decembrie, să venim în Comuna Merei, în stațiunea Sărata Munteoru, să practic să dăm drumul la iluminatul festiv și pentru că e o lună în care copiii așteaptă cu mare bucurie sărbătorile de iarnă. Iată că Moș Nicolae a venit și aici prin Consiliul Județean. În această seară, în afară de iluminatul festiv și frumosul brad din spatele meu, a fost și un foc de artificii, iar toți copiii de la școlile din Comuna Merei au primit cadouri din partea Sfântului Nicolae. La finalul întâlnirii, copiii au primit cadourile dulci de Moș Nicolae, care anul acesta și-a uitat nuielușele acasă. Niciunul dintre copii nu a rămas fără cadou și s-au grăbit cu toții spre casele lor, pentru că Moș Nicolae a trecut peste noapte să le pună în ghetuțe alte daruri pentru cei cu minți.